După ce pietonala Corvin din municipiul Hunedoara a fost finalizată și a dat un aer modern zonei, doar blocurile gri, încremenite parcă în timp, mai umbreau frumusețea locului. Ieri însă au fost montate primele schele în cadrul proiectului de eficientizare energetică, în care sunt incluse în total 8 blocuri din zona pietonală Corvin din municipiul Hunedoara. Proiectele pentru blocuri finanțate prin PNRR au fost destul de greu de întocmit. Totuși, nu am renunțat. Mai avem în diferite stadii proiecte pentru încă 12 blocuri, acestea urmând a se depune pe noul program regional gestionat de ADR Vest. Știu că fiecare hunedorean și-ar dori ca blocul lui să fie primul reabilitat, dar condițiile de finanțare nu le punem noi, primăria, ci sunt impuse la nivel european și național. Unele blocuri nu întrunesc condițiile pentru reabilitare cu bani europeni, iar în alte cazuri, ori nu există asociații de proprietari și fără asociații nu se pot face astfel de proiecte, ori asociațiile nu se mobilizează suficient de repede pentru întocmirea documentelor necesare din partea lor. Deși par simple, aceste proiecte nu sunt deloc ușor de implementat, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne oprim. Eu sper ca peste un an, odată cu reabilitarea blocurilor din zonă, pietonala Corvin să arate și mai bine, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobăuțanu. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 3,8 milioane de euro și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.